Salutări tuturor și bine v-am regăsit la un super episod! Astăzi facem un experiment. Ce s-ar întâmpla dacă Steaua București sau CSEA Steaua, cum vreți voi să-i zicem, ar reveni în Liga 1, așa că haideți să vedem, am schimbat doar Mioveniul, pentru că era echipa de pe ultimul loc în momentul de față și am zis hai să schimbăm, mergem să vedem ce s-ar întâmpla dacă Steaua București ar juca în Liga 1. Vreau să îmi spuneți și voi așa, în comentarii, credeți că ar retrograda, ar rămâne acolo în top, nu știu, care este părerea voastră, primul meci va fi cu voluntari, haide, avem niște oferte aici, dar nu o să facem chestiile astea, mergem să simulăm direct primul meci, hai să-i dăm să vedem ce se întâmplă, 1-0, Briceagă, minutul 2, nu e bine. Nu e bine, nu începem deloc bine. Voi dacă vreți să vă uitați, dați un mare like. Mare like. Bun. Hai să ne ducem așa, simulăm până la sfârșitul lui. Nu cred, ne-au băgat random în UEFA Conference League. Hai, poate am câștigat cupa. Hai că o să simulăm, o să oprim acolo înainte de seau. Înfrângere cu Craiova. 3-0 cu Herbstadt. Să vină victoriile. 2-1 cu Chindia. 2-0 cu Petrolul. Nu e rău până acum. Eu zic că nu e rău deloc. 1-1 cu Farul, Argeșul cred că batem. Aha, hai că am bătut. Fiți atenți. Marele meci, pentru că e o rivalitate aici și știm asta. Hai să vedem, totuși suntem pe locul 14. 7 puncte, UTA Arad acolo în spatele nostru și Cluj. Ia! Oricum e echilibrat, că am luat-o CFR-ul pe primul, Craiova acolo, FCSB, meci e greu, hai să vedem, 2-1, nu se pune, ne-a dat Tănase gol, nu se pune, ei, trebuie să-l schimbăm, dar jucăm în conferență, asta n-am mai pomenit-o, sincer vă spun, cum să jucăm noi în conferență, bun, hai să simulăm în continuare. Hai să ne bată. Egal. Victorie cu Botoșani, victorie cu Clinceni în cupă, înfrângere cu Craiova. Ne dau ăștia cu terenul care nu am văzut ce am făcut cu ei. Luăm bătaie de UTA. Hai, o victorie cu Cluj ar trebui. Bun, victorie cu Cluj. 2-1, rapid câștigăm. Petrolul câștigăm în cupă și mergem mai departe. Hai să simulăm până aici la finalul noiembrie. Mergem mai departe și vedem. Simulăm 1-2 sezoane să vedem ce s-ar întâmpla dacă ar juca sau nu ne-or ține. Înfrângere cu voluntari, a început returul. Victorie 3-1. Ne bate Craiova, dar ne ascultă cu urechea. Iar aici, până la finalul decembrie, ar trebui să batem Sparta și cred că avem șanse în conferență. Nu cred! Victorie cu Chindia, cu Sparta, cu Petrolul. Incredibil ce se întâmplă. Victorie cu Farul. Hai să vedem cum arată clasamentul la finalul lui decembrie. Suntem pe 13, nu suntem wow. Dar putem termina în top 10. 24 goluri marcate, 32 primite, 7 victorii, 2 egaluri și 12 înfrângeri. Avem multe înfrângeri, în schimb. Multe înfrângeri în fruntea clasamentului. CFR Craiova, FCSB, Farul, Botoșani, Sepsi, Petrolul, mamă, FCU Craiova s-a dus la vale ușor, ușor. Se ține acolo, se luptă pentru play-off. Dar nu, haideți să vedem. Mamă, dar ne-a s-a dus ăla pe roșu. UEFA Conference League. Group stage. 8 puncte totuși în Conference League. Senzațional. 61. Mamă, ni s-a dus cu eficientul rău de tot. Nu știu dacă putem să facem ceva. Nu, cred că o să ne dea afară. Ar trebui să facem. Păi vreau să mergem în sferturi de finală pe bune. Să zicem până în 13, aici ar trebui să vindem jucători ăștia, dar nu mai semnăm. Mergem așa, încercăm așa. Pe baza rezultatului ar fi trebuit să fim bine, dar vedem dacă ne ține. Oricum, pe la 40 încolo se încurcă treaba. Hai până aici la finalul lui februarie. Până la finalul lui februarie și vedem dacă reușim să ne menținem sau Talpan ne va da afară. Ce s-ar întâmpla dacă Steaua, CSEA-ul ar promova Liga 1? Mamă, 4-1. Cred că începe problema. Cred că vine oboseala și cred că încep să vină înfrângere. La victorie cu FCSB! Incredibil!
Victorie cu Craiova, victorie cu UTA, luăm bătaie de Botoșani, din păcate, victorie cu Cluj, dacă bate și pe Rapid este șmecher. 3-1, ho-ho, cred că am urcat în clasament ceva. Suntem pe 9, suntem pe 9 și avem șanse la loc de play-off. Incredibil, dar adevărat. CFR în continuare pe prima poziție. Nu cred că se mai pune problema retrogradării, dar ne-am dus la 57 coeficientul ăla. Nu-i nimic, hai să mai dăm. Nu prea mai sunt meciuri. Se termină asta, hai să vedem. Nu mai avem șanse. Jucăm în play-out. Jucăm în play-out cu Voluntar, Sepsi, Botoșan, Petrolul, noi, Argeș, Rapid, Chindia, UTA și Cluj. Dar încă avem și șanse de retrogradare. Nu știu cum să vă zic, depinde ce facem aici. Hai să vedem CFR-ul, Craiova, FCSB, Faruc, FC-ul, Craiova, Iormășat. FC-ul înseamnă că a bătut acolo pe final. La final de sezon vreau să văd care este cel mai bun jucător al nostru. Cine a marcat cel mai mult. Etc. Până la martie, până la finalul aprilie. Egal cu Chindia, nu era. Dacă am bate Rapid acasă, luăm bătaie. 3 înfrângeri și un egal în ultimele partide. 4 înfrângeri și un egal în ultimele partide. Victorie cu Botoșan, hai să batem ungurii. Luăm bătaie. Eu zic că cred că este la retrogradare acolo. La 3 puncte de retrogradare. Chindia, UTA și Ucluj. Bătălie mare acolo. Doar meciurile astea mai sunt. Hai, merge până aici. Și ultimul meci oare o fi decisiv? O luăm bătaie. Egal. Hai să vedem! Nu mai, suntem scăpați de retrogradare. Suntem scăpați de retrogradare. Deci CSA-ul ar rezista în prima ligă. Auto-replace. Și ar termina cu victorie. Hai să vedem final de sezon. Un prim sezon. O să mai facem unul cel mai bine. Terminăm pe locul 6 în play-out. Bun, Chindia la egalitate cu UTA. UTA se duce în Liga a doua, Ucluj rămâne și ea în Liga a doua, Argeșul rămâne în prima ligă. Bun, titlul ia. Nu cred. Mamă, se încurcas. Și mai e de jucat. Ca în realitate, fiți atenți, FCSB CFR ultima partidă. Ai, dar că atunci era deja rezolvată treaba. Bun, hai să vedem ce-au făcut ai noștri, nu? Hai să vedem ce au făcut ai noștri, pentru că asta ne interesează, unde sunt băieții noștri. CSA Steaua București. Bun, 7 goluri pentru Răducan, în 23 de apariții, 3 goluri pentru Pacionel, Chipirliu, 9 gol în 34 de apariții, roșu a luat cineva, uite, a luat Drăghici, văd că a luat roșu, Popa a luat iarăși roșu, Zaharia a luat roșu, dar are 7 goluri. 4 goluri marcate de Buștea, iată, fundașul dreapta și Beța dă și el 2 goluri în 29 de apariții. Cam puțin. Ia să vedem dacă dăm așa pe clasament, nu ne arată și noi niște golgheter ceva, nu? Hai să nu ne arătați aici. Hefte pe primul loc, Tănase pe 2, sigur Ionson pe 3. Interesant, oare ne vor mai ține? Ideea e că nu știu dacă ne mai țin. Hai să mergem până la finalul iunie ca să se ducă acest sezon și mergem la următorul. Nu terminăm cu un coeficient foarte bun, doar 55. Va fi greu. Nu putem să mai dăm în spate? Vreau să văd cine a luat titlul. Scot ochii ăștia. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă în următorul sezon. Un nou sezon, o nouă încercare pentru noi, nu o să acceptăm asta, noi vom merge mai departe, ne-am dus la 54, hai să vedem cine a promovat, Brașovul, Schellenberul și Academica Clinceni. Dinamo n-a reușit promovarea,
Dar nu vreau niciun edit club. Hai să mergem mai departe. Nu vreau niciun edit club. Merge să vedem până când ne va ține. Dacă vom reuși să rezistăm. Că e posibil să nu reușim să rezistăm. Asta e partea a doua. Bun, cu cine începem sezonul ăsta? Hai să vedem. Începem așa în forță. Cu Schellenberg, Petrolul, până la Sipsi. Aici ai până, o luăm așa ușor. O luăm așa ușor. Probabil că nu ne va ține. Pentru că nu îndeplinim acele obiective. Să vină jucători să cumpărăm etc. De asta, da? Să vedem. 4-1 Schellenberg. 3-2, bună victoria asta. Hai, hai, victorie și acasă cu farul. Înfrângere. E clar, următoarele, acum iar înfrângere. 3-2 și acum un egal 1-1. Eu așa zic. Da, interesant. Interesant până la meciul ăsta cu FCSB. Oare ne ține până aici? Avem meciul greu cu Craiova, 4-1. Cu Rapid, 3-1. Luăm bătaie de Chindie. Oh. Suntem la retrogradare acolo, pe ultimul loc. Suntem pe ultimul loc în aceste momente. Da, ne-am dus la 92 coeficient, nu cred. De ce ne-am dus la 92? A văzut bine? Brașovul pe 2, incredibil așa ceva. Incredibil ce sezon e ăsta. Hai, simulăm meciul ăsta cu FCSB. Simulăm meciul ăsta cu FCSB. Da, mă, da, da, mă, da, 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 da. Superb, superb, superb. Câștigăm și ne scade coeficientul, de ce? Că am bătut pe FCSB. Din nou, hai, mergem mai departe. Nu stăm rău. Batem Brașovul. Hai, mă, că suntem în revenire. La o bătaie de Botoșani, trebuie să batem Clinceni. Bun, victorie. Cu CFR, înfrângere. Cu Herm, așa, Vic egal. Nu știu, sincer, e greu, e greu. 3-1 cu Rapid. Hai până la finalul decembrie să vedem cum încheiem anul, dacă încheiem mai bine ca la trecută sau mai prost. Cred că mult mai prost, părerea mea. Depinde ce face și în ultimele 3 meciuri acum. Înfrângere cu Sepsia, ai o victorie cu Argeș. Înfrângere. 4 înfrângeri consecutive și încă Talpan ne ține acolo. Talpan încă e cu noi. Incredibil. Suntem pe locul 15. Cam așa arată clasamentul. Academica pe ultimul, noi pe 15, Sepsi pe 14. E clar, play-out-ul e al nostru. Craiova, FCSB, CFR, Botoșan, Rapid, Faru și FCU Craiova. Pe 8, FC Argeș. Talpan e cu noi. Hai până la meciul ăsta cu Academica Grigești să vedem dacă va fi meci decisiv sau nu. Adică, n-are ce decisiv să fie, că noi oricum ne vom duce în play-out. E clar. E clar. Luăm bătaie de Schellenberg. Am așa, ne-au bătut și 4-1 și 2-1. Luăm bătaie acum de Brașov și a revanșa. Brașovul egal cu FCSB-ul. Înfrângere, înfrângere, egal. Egal. Victorie și cu CFR-ul? Nu cred. Iar cu Clinceniu. Egal. Hai să vedem. Tot acolo suntem. În momentul de față este la retrogradare. Hai să vedem dacă se bate cineva pentru locul 6. Pentru play-off. Nu. No, asta e greu. Nu prea mai e cum. Craiova are cu... Are FC-ul cu farul. Dacă îi bate. Dacă îi bate. Se duc în... nu cred. Se duc în play-off. Ce meci. Ce meci va fi. Noi luăm bătaie de Botoșani, iată Brașovul de pe locul 2 a ajuns pe asta, cum se numește? Da, și Faro a luat bătaie! Faro a luat bătaie, incredibil, FCU Craiova al Mitelu se duce în play-off. Faro ia bătaie, Brașovul era pe locul 2 la un moment dat, a intrat în play-out. Noi suntem a 2 puncte în spatele lui Sepsi. Nu e greu, dar să vedem. Eu cred că vom retura de asta, e părerea mea. Bun, până aici la meciul cu la ultimele două meciuri. Hai să vedem. Începem prost. Prost, rău chiar. Avem un punct. Luăm bătaie de Clinceni. Batem Farul, ceea ce e bine. Aici trebuie să batem Sepsi neapărat. Am frângere cu Sepsi, egal cu el, mă așteat. Ultimele două partide.
Oh, și suntem la retrogradare, nici măcar loc de baraj. Avem meci cu Hermă, adică nu, avem duel cu Hermășa, dar noi nu avem meci cu Hermășa. Avem meci cu Petrolul care cred că ne va da cu terenul în cap. 1 la 2 și s-a terminat. Steaua se duce în Liga a doua. Încă nu s-a terminat, dar n-a jucat Hermannstadt. O, au luat bătaie, puteam profita. Puteam profita de această eroare. Și e greu la Pitești. E greu la Pitești. Bun, deci e clar, Schellenberg retrogradează. A, nu, și Schellenberg joacă șansa. Mamă, și Schellenberg, cu Schellenberg ne-am pierdut puncte, ca asta, dacă vă vine să credeți. Dacă vă vine să credeți. Momentul adevărului. S-ar putea să rămânem în joc. Hai să vedem. Jucăm, jucăm, jucăm. Nu jucăm. Brașovul trebuie să bată pe Clinceni. Stai calm, stai calm, stai calm. Momentan suntem la loc de baraj. E adio? Am retrogradat, nu cred. Au făcut alea egal între ele, pe bune? Și s-a retrogradat, fraților. CSA-ul se duce în Liga a doua. Sunt curios doar cine promovează atât. În rest nu mă mai interesează. Am retrogradat incredibil. Incredibilă egalitate de puncte cu Hermannstadt. Cine? Hai să vedem cine ar pro... Dar nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama. Bun, oricum. Asta este, cred că vom fi dați afară. Nu suntem dați afară, dar eu vă mulțumesc și că m-ați urmărit până la final. Dați un mare, 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 mare like. Mare, mare like. Ne vom revedea în curând. Eu am fost Breaker. Ăsta a fost experimentul nostru. Până data viitoare, toate cele bune. Pe curând.